No bun, deci, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. Sper să n-am vocea ca dracu, că de-abia acum am trezit la 6 și 6 jumate, nu știu, dar... Hai odată, dă-te jos din mașină, mergem cu mașina asta, e căracoșuge. Bun, hai să facem misiunea aici la lâ. De ieri și până astăzi când am pus episodul ăla, mă rog, am de aseară până acum, că l-au pus seara târziu, am văzut că am strâns, nu știu, vreo 150 și aproape 200 vizionări. Deci se pare că vă place seria, așa că mai filmăm. Nu știu, mă așteptam să nu fac chiar așa de multe vizionări, că na, e jocul ăsta vechi și poate unii l-a jucat, nu știu ce, dar se pare că, na. Din contră, jocurile astea vechi sunt cele mai apreciate pe canal la mine. Mă rog, hai. O să las cinematicurile de acum încolo, că mi-a scris careva în comentarii să le las, așa că le las. Ești mulțumit acum? Să scrii comentarii dacă ești mulțumit tu cel care mi-ai scris. În fine. Cum am spus când am început seria, o să vă și povestesc din tabără ce am făcut, așa că... Am rămas la ziua a doua, deci cam ce am făcut la ziua a doua, de dimineața am avut o scârbă așa pe mine, deci la micul dejun acolo la cantină, ci că trebuia să fie o omletă cu brânză, era o dita mai cărămida portocalia acolo pe farfurie, când am văzut aia am început să o împuc cu furculița, mai aveam, și mi se pare că și mișca chestia aia, deci dimineața am mâncat doar pâine cu sare. Bine că nu luasem niște chipsuri o seară înainte parcă, ceva și le-am băgat pe alea. Bun. După care am mers la plajă. Tot așa în aceeași dimineață, la câteva ore după, eram în apă acolo când văd între picioare o ață. Și deșteptul de mine, ce s-a gândit? Hai să trag de ața aia, nu? N-au început să-mi se deșire pantalonii între picioare. M-am dus repede pe... N-am fugit, dar am mers așa repede până pe mal. Mi-am luat prosopul pe care l-aveam întins pe nisip acolo și direct mi l-am legat așa de brâu. De... Înțelegeți, voi mi-am legat așa, arătam cu prosopul ăla și eram de la care videa porul. Mi-am pus și tricoul alb pe mine să nu mă ardă soarele, că na, la cum ardea soarele, eu ce făceam? Mă duceam în apă și mă puneam așa, mă ghemuiam un pic și lăsam apa să vină până la gât, că mă mai răcorea la umeri, că na, m-a ars soarele rău din prima zi. Mă puneam în pas și simțeam că mi trace în piele, așa de rău mă durea. Ca după aia să aflu că aveau Luci și cu Ionuț cremă de plajă, dar nu s-au gândit să zică sau să ia crema din prima zi, băga mea și piciorul. Și m-am gândit și eu, hai că nu mă iard eu, că sunt mai negru, de unde? N-am prea stat la soare așa mult vara asta și m-a prins. Dă-te, dracu, tu! Aici era la cream, că era sub mașină. Dă-te! A futuți! Dă-te, dracu! Hai, dăm cu auziu. Dăm cu și pușca. Hai să luăm din nou mașina asta, e că era coșuge, că numai din asta forces. Coșuge se crie tot dracul ăla e, nu? Sau o fi ceva gen, nu știu, unul la o religie coșciug și e cu cruce, altul cu ula mea, nu știu diferența. În fine, hai să terminăm cu misiunea lău, după aia mi le dă paralajul acolo. Habar n-am de ce-i cheam așa, n-am ținut cont de cum eu cheam, așa cum o să cadă stâlpul, nu? Bă, da, inutil, mai sunt... Inutile mai sunt semaforele astea în GTA. De fapt sunt că se mai opresc mașini la semafor și atunci e ocazia să le furi. Hai să parcăm bine, chiar că probabil mașina este bușită în față. A, ce ziceam? Măcar să parcăm mai pizdos așa. Da, și am că să rămân în pula goală în a doua zi. Bine că am luat prosopul, mi-a legat pe mine și am mers înspre cabană cu prosopul legat. Arătam cam penibil, cum am spus, dacă mai aveam o găleată cu porumb, puteam să vând porumbul și începeam să zic: alo, ia porumbul de la mine ca să-ți meargă bine, am porumb cu vitamine pentru fetele virgine, pentru domnul cu chelie, dăm porumb pe datorie, pentru domnul cu burtică, îi dăm porumb cu sărică, nu știu ce pe acolo, pentru fetele în cosmotee, vin cât pot de repede. Căutați și voi, alo, ia porumbul pe YouTube și vi-l dă pe... Și un pal acolo la unul care zicea Gicu Mondialul, cel care cunoaște tot litoralul. Ăla de ani de zile vinde porumb la Eforie, mi se pare. Aș fi preferat să-i făcut la Eforie, chiar dacă e apa mai ca dracu acolo, ci că e din start apa mare acolo. Aș fi vrut să-i făcut acolo doar ca să îl văd pe ciumpala acolo care vinde porumb. A, asta e deasupra. Oare mă pot băga așa pe aici? Hai că merge, hai că merge. Poate le iau pe toate, cine știe. A trecut doar un minut și am recrutat, pula mea, doar două. Și cam asta ar fi a doua zi. A, da, și la masă în fiecare zi, evident, a trebuit să avem după masa ciorbă, băgame și pulane de ciorbă. În caz că sunteți curioși ce dracu am cu ciorbele, acum vreo 2 ani m-am stricat la stomac, rău de tot, dar
rău de tot m-am stricat stomac de la o ciorbă. Și de atunci am spus, gata, eu nu mai mănânc ciorbe. Deci la început mă certam cum am făcut, mai scandalul, că nu vreau să mănânc ciorbă. Stăteam nemâncat toată ziua doar ca să nu mănânc ciorbă. Veneam, punea farfuria cu ciorbă pe masă aici la mine la birou, așteptam să nu fie mama atentă sau să țep călea în cameră să nu mă audă, mă duceam și lăsam farfuria în bucătărie. Deci eu când spun ceva, când stabilești ceva, așa e. Și ne dădea, și la fiecare masă acolo, ne dădea ciorbă după masa. Și la masă acolo mai eram cu încă trei fete. Ele ce făceau? Își umpleau castronul și când aveam, mă rog, aveam dita mai oala, cam oală, nu știu cum dracu, sau castronul uriaș, cum dracu să spune așa, cu ciorbă, aveam la fiecare masă acolo și farfurile. Acum nu știu, aveau distar farfurile pline, dar a mea era mereu cu curul în sus, nu știu. Își punea, aveau farfurile pline, luau două, trei guri, când dacă aveau ocazia, turnau înapoi în la mare, dacă nu venea, dacă n-apucau, venea aia și lua farfurile și le vedea cu ciorbă acolo. Și ziceau, hai mă să facem ceva, să nu zică că n-am vrut să mâncăm, nu știu ce, să nu le zicem că e mâncarea proastă. Eu nici n-am gustat din ciorba aia. Aș fi putut... e plină mașina, băga mea și pula. Eu v-am spus, eu nu mănânc ciorbe și... Na, dacă erați când lua coana aia farfuriile, să fi spus, nu, n-am nimic cu mâncarea, dar eu nu mănânc ciorbe, de acasă m-a stricat toată, nu știu, mi se... Eu nu, dacă auzeam asta, mi se părea prea penibilă scuza asta, mai bine ziceam din star, bă, mai bine spuneai din star că nu-ți place și gata, mă rog. Eu ce am făcut? Luam cam jumătate de polonic, îmi puneam farfurie și amestecam așa, mângeam cu lingura, făceam, mângeam cu lingura așa în farfurie să pară că a fost plină și că am golit-o. De era tare. Prima dată când a fost așa și a venit aia să ne ia farfuriile, făcea așa, de ce n-ați mâncat, fetele alea? Am mâncat mai devreme ceva, mâncăm puțin, nu știu ce. Dar eu dădeam așa palme pe burtă, mâncăam pe burtă, ziceam, a fost bun, dar de unde mi-e închiureau mațele? Și uneori felul 2 a fost bun. O dată, nu mai știu ce ne-a dat, un fel de musaca, am pus o sare pe cartofia să aibă puțin gust. Carnea, mă mir că nu era crudă. Hai că mai aveam un pic și bușeam și miliția noastră. Bă, dar miliția ne-au același mers și aici și în GTA San Andreas. Mă rog. Hai să îi luăm pe, să luăm pe ăsta de aici, pe unde dracu e târfa asta, aha. Ok, întoarce, dacă îmi doar repara și ăștia pod un joc, chiar nu știu, adică am văzut la unul pe YouTube, la Uzi, că cum termin cu orașul ăsta, vin unii și te iau cu barca, te duci cu barca pe partea cealaltă. Hai să mai luăm pe, să mai luăm pe una și să ducem. 6 din câte dracu or fi vreo 8, nu-i rău. Aha, uite, pe partea asta așa. Opa, bun, hai că-l bușeam pe bulangiu ăsta. Bă, păcat de jocul ăsta că e așa vechi. Că dacă avea grafica un pic de tot mai bună, era parfum. Da, chiar și așa tot e fain. Pentru un joc din 2001, bă, are o grafică chiar foarte bună. În 2001 ce jocuri mai erau lansate? De fapt, nu prea știu ce jocuri mai erau lansate prin 2001. Ăsta, Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein mai era lansat și e plină mașina. Așa e, da, e plină. Hai să-l duc dracu pe astea de aici. Bă, mă, pot să mă bag așa? Hai că pot, hai că pot. Mi-era că mă răsturn, că na, se răstoarnă mașina. Ia foc, că de ce nu? Și GTA 4 sau 5 nu ți se răstoarnă mașina așa ușor. De fapt, nici în San Andreas nu prea ți se răstoarnă așa. Ok, și cam astea sunt, nu mai am ce să iau. A, am luat două, ba da, uite și poate treia firar la dracu. Da, și cam asta a fost misiunea, fain. Hai să facem misiune în altă parte, unde mă trimite acum. Da, da, mi-arată că le-am dus. Hai, dați-mi banii. 3000 înseamnă că mi-a dat 500 pe cap de târfă. Mă rog. Să mergem la jocul să facem misiuni. Nu știu cât de repede o termina cu misiunile aici, habar n-am. Acum am tins la vorul cu misiunea și am uitat unde dracu am rămas. A, da, deci a doua zi. Am fost pe care să mână pula goală. Cărămida aia care ci că era omletă cu brânză și cam și masa cu ciorba, cam asta a fost de povestit. Vine a treia zi. A treia zi cred că a fost cea mai tare dintre toate. Dimineața așa, bine, am avut pâine și gem ceva acolo la micul, hai că am dat din greșeală schimb la cinematic. Scuzați-mă pentru cei care ați vrut să le vedeți. Și aveam pâine cu gem și cu unt, aia chiar mi-a plăcut, dar oricum untul ăla era și topit, vai și amar de capul lui, las că măcar se întindea bine. Că dacă era rece se întindea ca dracu.
Ah, da, și aveam un ceai acolo, un ceai care cred că era o oală întreagă, da, de 10 litri, și au tăiat o lămâie pe din două și au aruncat acolo. Și am mai pus ceva să se coloreze apa, în rest, nicio diferență. Bine, nu, și nu sunt cine știe ce pretențios, că mai erau unii care ziceau de mâncare, cu vorbeau, bă, da zici că acasă îi dădeam măsa și tau să mănânce caviar, așa, bă, ziceau așa de mâncare, că nu-i bună, că nu știu ce. Dar totuși, na, au fost câteva scene în care mâncarea a fost bună. Odată ne-a dat niște spaghete, aia că alea au fost acceptabile. Nu mai știu ce ne-a mai dat. Ne-a dat toate niște fasole și i-am mâncat doar cărnații. Cărnații chiar au fost buni. Hai să mai iau niște pistoale de aici. Mai avem? Hai că mai avem, ce drept. Dă-te, mă. Altă mașină. Uite un camion, hai cu camionul, hai cu camionul. Bă, deci eu vreau să iau tirul ăla, nu-mi pasă, eu mă duc să iau tirul. Hai, direct Codrin Style, că tot e în drum acum. Pe unde s-a dus oare? Prin partea aia, nu înseamnă că e așa. Da, s-a dus dracu, hai pe aici. E fain că eu fac misiunea asta. În toate misiunile am fost numai mașină, dar asta e Cracoșciuge. Fain. Adevărul e că cam asta ar fi cea mai bună mașină, totuși. You try to kill me, you try to kill your mother. Mă rog. Așa. Stați un pic să... Dar bine că e miliția în aici. Hai că aștept să plece, dracu. Fain că trebuie să fiu polițai. Să vin pe partea asta altă. Aici mai au sigur să trebuia să mă împușc ea. Evident că o să mă... Hai că mă duc pe partea cealaltă ca să... Că poate îi dispare milițianul. A, mai vai și amar de capul. Stați, uitați aici altă mașină cu coșuge. Hai că asta e mai nouă cât de cât. Ok, așa. Poate până atunci a plecat și polițistul de acolo, firar al drecu. Să țin shotgun-ul că ăsta e bun, ia. Mai e? Nu mai e, bun. Da, mă, mai atât trebuie să-l puși pe ăsta. Ok, să-ți umi povestea de 3 zile după ce termin cu misiunea asta. Ok, să-l omor pe ăsta. Ăsta. Du-te, du-te, du-te. N-am mașină, băga meș. Vine o mașină. Futu-s Dumnezeu, măti. Hai mă, altă mașină, mai vine că dau dracu fail. Dă-te mă jos în Hristosul tău. Du-te, du-te, du-te. Dacă se împărtează... Am dat fail din nou, futu-s morții, măti. Da. Pony, ce mai nu mai are mașina asta. N-aș băga, nu prins mașină, nici n-a pus să mă duc pe el. Data viitoare mă bag pe partea asta, că sigur o să vină pe aici. Hai să iau din nou misiunea. Până atunci să încep de poveste ziua a treia. De ziua a treia, mai nimic, nu așa de dimineață. Dar după masă, când ne-am dus din nou la plajă, am făcut o panaramă. Eu cu aia mici, deci cu aia mici m-am avut mai bine decât cu Luci și cu Ionuț. Dar ai dracu, erau și mai deștepți. Deci, într-o seară discutam despre ce se întâmplă după ce mori. Sau ce am mai discutat, cum s-a creat univers. Deci să-mi bag pula, eu, cu Luci și cu Ionuț n-am discutat niciodată chestia atât de inteligente cu ei. Și ăștia au 10 ani și Ionuț ai seama cum e și Luci 20. Sau 19, 20, pula mea. Pe scurt, nota 10 pentru băieța și aia doi. Fraxul Luci și încă unul și vecină su. Mă rog. Și nu înțeleg de ce Fraxul Luci avea tendința, sau celălalt băiat, nu mai știu, care între ei avea tendința să-mi zică mereu Codrin. Că na, vă aflați de recent și de la mine ca în canal de YouTube și aveau tendința să-mi zică mereu Codrin. Ciudat, știu. Ia-i să blochez drumul. Așa. Da, nu trebuia să trag de acum nici. E fain, a venit și milițianul pe mine. Ok, ce? A! Stai mă, nu aici am misiune. Am. A plecat deja ăsta.
A plecat deja și eu l-așteptam acolo. Bine că am văzut că a început să se îndepărteze punctul. Hai, du-te după el, treci cu ce. A, da, fugi tu cu mașina, fututen. Ia. Ia, treci încoace, ia direct cu duba. O dubă de asta mi-era bună ca să iau curvele. Mai au ca sigur că peau mai multe în asta. Hai că i-am doi și ăla. Oh, i-a căzut și ușa de acolo. Hai mă, treci. Futu zgâtul, treci încoace, treci încoace. Mă, că te prind eu, că te prind eu. N-a început să iasă fum din mașina ăla, bă, da. Un M4 era bun, că de la ăla începe să iasă fumul din mașină, ho-ho. Hai, bagă viteza, ai shift ceva, merge, sprint ceva. Cât rău, nu, ceva, ia direct un așa. Puc! Ia că îl împing în apă acolo. Mamă, du-te în apă, ok, s-a dat jos, s-a dat jos. Treci încoace, futu-s dumne. Aș, m-am descărcat pe el. Oho, 10.000 de dolari. Dăm cu o mașină ecoșuge. Nu am mașină ecoșuge, folosesc să-mi bag pula. Nu știu, cred că o să botez de episodul mașină de coș, de caracoșuge în loc de recrutăm curve sau ceva de genul. Oho, uite o mașină de-asta blindată. Hai că o să-mi trebuiască, dă-te jos. Cred că știu ce misiune urmează să-mi dea. Dacă da, o să am nevoie de asta mai blind. Nu chiar blindată, dar patriot, ce mai nume asta e patriot, dă-o dracu. Mai întâi să mă la spital să iau HP de acolo, că sunt damage-uit rău. Mai am 44 HP și mă rog, ca sigur o să mai ia poliția de curând, că na, în GTA 6 mă, mergi un pic cu mașina, direct te-a luat, te-a luat poliția. Hai că se conduce bine, nu faci urmă motorul, nu nimic. Hai să parcăm așa pizdos pe... Op, bun. Să luăm HP-ul de aici. Du-te, du-te, atât. Hai, da, urcă. Ok. Deci eram cu copiii ăștia acolo. În a doua zi, ce s-a gândit Lucian? Să facem o gaură mare. Dar am făcut-o mai la mal și s-a stupat de gaură. Dar făcusem o gaură largă cu ăștia mici. Zgârmau cu mâna. În a doua zi, ne-am gândit din nou. Hai să facem găuri. Dar le-am spus, bă, nu mai faceți aici, faceți mai în larg. Căci cum vin valurile, au acțiune deasupra. Și fiind apa mai mare acolo, e mai protejată decât gaura se astupă mai greu. Și chiar a avut efect. Am făcut-o cam la apa pe la un metru și ceva. Da, deci trebuie să am niște treabă cu o mașină blindată, se pare. Și am pus pe ăștia să pe găuri. Și o fată de la noi din grup de acolo s-a împiedicat toată de gaura și făcea iarăși am căzut în gaura asta. Mi-am găsit gaura, am pierdut gaura, nu știu ce. Le-am pus și pe fetele să sape și le-am spus, fiți atenți, ca să săpați, faceți așa. Aveți nevoie de un picior cu călcâi. Aveți? Bun, dacă este și jegos sau crăpat, este și mai bine. Înfigeți cât puteți de tare călcâiul în nisip. Bă, lăgăteau cu călcâiul în nisip acolo. Înfigeau ca lumea. Și le-am pus și le-am zis, învârtiți ca lumea acolo, nu știu ce. Și le-am făcut pe fetele, nu știu, vreo 3-4 fete cu ăștia mici. Și bine că m-a luat poliția, băga mea. Și mă, treci încoace, futuți. Na, 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 treci încoace. Na, 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 na. Trebuie să fiu atent la polițiști. Cât timp n-am două stele, e bine. Gloanțele n-au efect, că a zis că gloanțele-s degeaba. Dracu, mașină blindată. Fain, două stele de poliție. Du-te, dracu, du-te, dracu. Gat, am scăpat. Și acum trebuie să fug să iau mașina aia sau... Fugi, 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 fugi. Take the van to the lockup. Trebuie să duc mașina asta de aici. Fine. Acum sunt și urme de poliție, dar măcar gloanțele n-au efect. Acum sper să nu mă răstorn. Dacă mă răstorn, îmi bag pula de misiune. Hai că cât de cât are viteză. N-are viteză prea mare, dar e bună. Cum face roata acolo în dreapta. Așa, veniți după mine, firați ai dracu de gaburi.
Să fiu atent că pe iarbă și pas trăsturi mai repede. Poate mă arestează acum că îmi bag toată pula. Hai, întoarce, 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 du-te, du-te. Bă, dar nu mi-a trebuit în cap să mă duc și eu pe undeva pe unde să pot să iau o stea din aia să-mi scadă wanted-ul. Hai că poate aici nu mai stă așa căutat. Ok, să o bag aici. Hai că am scăpat de poliție, bine. Get out. Gata, misiune făcută. Misiune făcută. 20.000 de dolari, mă, câți bani ne dăm. Ok, hai că să trecem de poveste și ziua a treia, mai fac o misiune și închei și episodul. Ia. Elbaro wants to offer you an opportunity. Get to the payphone in Happen Heights. You want more information. Deci am o misiune și la telefonul ăla acolo. Cred că s-au băgat uziurile în stoc. Mă rog, deci le-am pus pe fetele aia să sape găuri acolo. Și tot făceau glume și începeau și să glumească. Bă, fată, mi-am pierdut gaura, unde mi-e gaura? Bă, lărgește și mie gaura. Deci când am auzit glumea asta cu lărgește în gaura, în gaura strâmtă ceva, bă, îmi venea să le ieșim de râs acolo. Ei nu erau fete mari, erau a șaptea, parc, sau opta, abar n-am, dar oricum. Deci în tabăra asta am cunoscut niște panarame ca lumea. Am făcut și grup de WhatsApp cu ele, se cheamă Găozarii, nu știu câte intre ele pe grup acolo. Have 5 minutes. Ah, mi-a dat misiune să... Păi, stai. Mi-a dat o misiune aici. Hai că fac misiunea asta atunci. Și vă, și vă tem de povestit acolo. Ok, deci... pe unde dracului să mă ducă, nu știu. Ok, și... Tot făceau astea glume. Fata, gaura strântă, gaura mică, nu știu. Deci, mă, cam pe mine de râs dau seama astea. Și... până la urmă le-am zis fatala. Dacă umblăm cu găuri, înseamnă că suntem găuzari, nu știu ce. Și am făcut și grupul WhatsApp numit Găozarii. Nu știu, dar chiar a fost fain. UFI. A, trebuia să mă duc cu mașina să iau căcaturile alea. Băga mi-a și pula. Și ceva, hai că nu mai fac nicio misiune în bapula. O să mă plimb așa, o să aștept să vină metrou și o să mă duc cu metrou să văd unde dracu mă duce. Pe partea asta trebuie... Ok, pe care parte s-o opri, cred că pe asta. Ok, o să aștept metrou, până atunci vă mai povestesc. Da, și le-am zis, dacă umblăm cu găuri înseamnă că suntem găuzari, nu știu ce. Și am mai zis, după aia parcă încă o chestie de genul, gaura mică e gaura mică, gaura normal e gaura normal. Și dacă faci o gaură mare, nu zicem gaură mare sau gaură largă, zicem direct găuz. Și începeau să zică, hai să facem dita mai găuzurile în apă. Nu știu, a fost mișto. Și după faza că le-am zis că sunt găuzare, de fapt nu, am zis, dacă umblăm în găuri suntem găuzari. Zice una, păi și la fete cum se zice, gozare. Și am, așa că se oprește acolo. Pe partea aia s-a oprit futui. Du-te, du-te. A murit? Nu. Bac pula, hai că mă duc așa pe jos până acasă, salvez. Și am spus, ce sunteți noi atunci dacă sunteți fete? Gozare. Și după aia toată ziua a fost ceva gen, ce sunteți voi? Ele, gozare. Și invers, Ovidiu, ce suntem noi? Gozare. A fost fain. Nu știu dacă o fi auzit și profesoara supraveghetoare, dar oricum, cred că dacă ar fi auzit și ar fi leșinat. Oricum, ele erau leșinate și copiii la fel. Doamne, nici n-am văzut ce panarame erau fetițele alea. M-am căcat pe Enders și așa, toată parcă erau. Nu vă gândiți la prost, erau mici, drecu. Uitam mai matahala și cu barbă că-s nebărberii de o lună. Mi-au dat niște perciuni, zici că-s maimuță. Niște fire așa în barbă, zici că sunt șechiu și o mustață de gabură. Când mai fac face cam vă arăt. Și seara vorbeam și la telefon cu Bogdan că dintr-o dată bate ceva în geam. Ce dracu bate în geam? Dau la parte perdeau două gagici. Bă, dar beton arătau alea și făceau, vină afară, vină afară. Am zis, bă, ce dracu? Mă cheamă astea afară pe mine, dar disperat am zis, oh, stai să vezi că băiatul trece la acțiune. Mă dau repede cu spray, că pe acolo îmi ridic creasta.
las telefonul în buzunar și zic: bă, Bogdane, vezi că nu închid, lasă ăsta pornit, ca să auzi și tu ce vorbesc cu alea. Bine, toți ăștia, ai Ovidiu, du-te, bagă-le mâna la mic, știi că nu știu, mă duc acolo, fericit, așa, un tricou cu Dracula pe el, pantalon 3 sferturi, creasta făcută și zic: bună, bună, scuzați de deranj, dar ne lăsați și pe noi să folosim baia de la voi, că nouă ne-a închis-o. Îmi venea să-mi dau un face pe mașina când am auzit, bă, cum dracu basca disperată, că... Deci el băteau ca disperată la geam să mă întreb dacă pot folosi baia și să-mi cear hârtie igienică, că se căcau pe ele. Doamne, deci îmi venea să râd pe moment, m-am dus, am cerut la ea mici hârtie, ce vreau, hârtie, să folosească baia, că la ele le-am cuiat. Aveți, bă, niște hârtie igienică, ceva, curp, papirus, foaia de curp acolo. Mi-au dat, le-am dat la fetea, mulțumim, nicio problemă. Intru în cameră, treaba a ținut cam vreo 2 minute. Scot telefonul în buzunar, Bogdan încă râdea acolo, s-a prăpădit pe el de râs. Adevăr că și ei mi s-au prăpădit pe el de râs. Ia ce zice? Any more security cards you want? Crooked? Anunțuri de-astea, pula mea. Așa, deci faza aia cu gadget, nu venea să râd pe moment când băteau ca disperate ca să ceară voi la baie, că făceau pe el, a fost penal ruși. După aia să găsi unul din copiii aia cu ele pe afară ziua următoare și ziceau: bă, oare ce-o zis băiatul ăla când am bătut ca disperat la geam la el, nu știu ce. Aș putut să le zic replica aia cu: auzi, dar pentru dar ce faceți pentru hârtia asta? Aș putut să o spun, dar mi-era după aia că își chemau prietenii de la etaj deasupra, că erau niște matahale de vreo 18-20 de ani, aveau aia piciorul, pardon, mâna cât am eu, toată burta și am ceva burtă totuși. Matahale, dă-i dracu. Hai, 1-2, mă descurcam eu să-i bat, dă-i dracu. Da, câți dracu. Era un etaj întreg. În fine, deci cam asta ar fi și de povestit a doua și a treia zi din tabără. Nu prea ar mai fi multe spus, de fapt, da. Ar mai fi câteva chestii și pentru a patra și a cincea zi, dar lăsăm pentru episodul următor. În fine, hai că eu închei aici, mă pun să salvez, că mi-e dreu că uit să salvez. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați cât un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, stați, și pentru... Și în legătură pentru fetele, pentru găozare, găozarelor, dacă vă uitați clipul ăsta, scrieți și voi în comentarii hashtag găozare. Și pentru o fată în el, Cristino, încă aștept cartofii aia prăjiți. Hai, ciao les.